O floare de nu mă uita de la Andra și Dorian Micu, 9 și 21 de minute. Dorian Micu e băiatul ăla cu mare albastră. Da. Foarte frumoasă piesa asta. Andra a mai adăugat pe lângă concertul de pe 25 februarie, în a doua zi după Dragobete, un concert chiar de Dragobete. Se pare că este cerere pentru concertul la Sala Palatului, deci mai avem parte de un bonus pe 24 februarie. De unde tragem concluzia că Andra va fi noul Ștefan Bălincă junior în versiunea feminină. Nu cred. Ba da, uite. Stai să vezi peste câțiva ani cum va fi. Păi, ei va lua locul. Direcția 5 cântă tot timpul de Valentine's Day, da. Și Andra nu putea cânta de Valentine's Day. Cântă de Dragobete. Și atunci cântă de Dragobete. Dar de ziua copilului cine cântă? Mihai Constantin. Da. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, Vicențiu? Foarte bucuros a venit. Vicențiu, mai cu stai, viață, stai, mai pe exuberanță, la câta cafea ești? Stai puțin. 3, 2, 1, Zibari. Ostro, ce bătușo. Avem și eu ceva de zis, dar nu, chiar nu vreau să-i strip chemul. Eu fiind stelist, convins, Bari îmi face deosebită plăcere. Nu știu cum se întâmplă să vin la matinal fix după ce stau apel de cât un meci. În condițiile în care eu sunt anticorpist, nu sunt microbist. Deci avem un set de întrebări, de 10 întrebări pentru domnul Vicențiu Andrei aici de față. Iar la sfârșit vom da și rezultatul testului. Îl provocăm la un test în această dimineață. Nu, la teste de inteligență nu. Nu. Spune-ne, te rog frumos, în fiecare dimineață consum mai mult carburant căutând loc de parcare sau circulând cu mașina? Și. În București. Știu că nu se poate răspunde așa, dar și. Nu. Ori. Bine, loc de parcare. Există cinematografe și în afara mall-urilor? Da. Unde? Că s-au închis toate? Ba nu, e adevărat. Nu s-au închis toate. Nu e adevărat. Când cobor de la universitate spre Cismigiu. Există cinematografe pe stadioane. Bravo, măi, bravo. Ești din ala care folosește mașina pe post de umbrelă când plouă? Evident. Aha. Spune-ne dacă îmi claxonesc când se pune verde la semafor, deși ești în coloană la a cincea mașină. Cu capul chiar. Nu, spate capul pe geam. Exact. Și urez de sănătate. Aha. Folosești semnalul de avarie pe post de loc de parcare? Nu, asta nu. Nu? Nu oprești și pui avaria așa? Nu suport. Ți-a fost ridicată vreodată mașina? Nu. Spune-ne dacă aștepți sau dacă tu crezi că doar bucureștenii au termopane. Nu, evident că nu. Au și cei din Ilfov un pic aproape de București. Spune-ne dacă ai parcat vreodată pe plajă la Constanța. Nu, asta nu. Dar în schimb am ajutat o domnișoară care a parcat pe plajă la Constanța să iasă. Am fața la Radio Constanța, o cheamă Adelina, o știu. Corect. A, nu era mașina aceea care a intrat în mare și a rămas acolo? Nu, nu. Nu, dar nu glumește. Și spune-ne, e ultima întrebare. Dacă cunoști sau nu numele străzilor și te orientezi după baruri și cluburi când explici cuiva unde trebuie să ajungă. Numele străzilor. Și barurile și cluburile. Nu, eu cred că el se orientează după fast food-uri. Ți s-a întâmplat vreodată să te duci luni dimineață, cum ar fi în dimineața asta, așa, la magazin cu 100 de lei să ceri o cafea de 2 lei? Nu. Mă duc cu hârtii doar de 200 de euro. Că nu mai am bani, nu? Și cer restul în lei. Corect. Nu? Mergi prin cluburi? Nu prea. Și știi asta, nu prea. Sunt băiat cu minte. Doar la concerte. Și mergi cu bicicleta? Obișnuiesc să mergi cu bicicleta? Da. De când am luat franțuzoaica, da. Peugeot, mi-am cumpărat-o din 1978. E o clasică și îi spun franțuzoaica pentru că Sorin Pavel, colegul nostru de la știri, are 12 biciclete sovietice. Așa și el are rusoaicele. Și tu ce ai făcut cu nemțoaica? Păi nu, aia e mașină. Ah, okay. Asta e bicicletă. Vicențiu Andrei, ai trecut testul, ești bucureștean jet beget. Sunt bucureștean jet beget, bineînțeles. Normal. Culmea, te-ai născut în București. Unde te-ai născut în București? Cred că la Filantropia. Cumva se potrivește. Bă, nu cred. Cumva cred că se potrivește. Parcă cunoscându-te, n-ați zice. De ce, nu este filantropic? Nu, a fost un act filantropic să mă lasă pe mine să mă las. Ba nu, uite, este fanul echipei de fotbal al unui mare filantrop. A fost filantrop omul ăla, gazetă. Nu mai este, se vede că nu mai investești. Copii, pentru ce ne-am adunat aici? Ne-am adunat aici. Chiar pentru ce? Să ne interogăm pe Vicențiu. Mi se pare corect și dincolo de chestiunea asta, pentru că avem în sfârșit un final foarte frumos pentru un concurs la fel de frumos, opera Carmen Rock. Da, pe 14 decembrie la Sala Palatului. Adică te la când? Păi mine. Da. Așa. Excelent spectacol de nota 10. Foarte mulți tu de unde știi? Ai văzut reprezentația pe net? El este Nostradamus, deși e în direct. Dar cum? Eu am scris. Ai fost vreodată să vezi Carmen de Bizet, spectacolul de operă? Nu, uite, Carmen nu. Da. El a văzut-o înainte să apară. Eu am văzut rock. A, te duci la rock. Ok. Cert este că s-au înscris 52 de ascultători de București FM. Avem random.org, serviciu independent, cu ajutorul căruia alegem. Zi, Bari. 1, 2, 3, câștigători câți? Bari e șeful 20.
20? Deci da. Bari de la el de parcă 20. Ce darnic ești? Hai să fim 20. E moș Crăciun. Băi, am observat că tătarii sunt foarte darnici luna cadourilor. Mm-hmm. S-o crezi tu? Tu vrei să insinui ceva? Mai creștine, mai creștine. Așa. Ia. 20. Hai să dăm click și avem o listă de 20 de câștigători. Să faci un... să faci tu oficiile, te rog. Dar să vrei să citesc eu cu print screen. Un print deci screen, trebuie da? Să citesc 20 de numele. La 20 inclusiv, toți sunt câștigători. Bine, au câștigat câte invitație la Carmen Rock, concertul de pe 14 decembrie de la Sala Palatului. Daniel Ungureanu, George Băuroș, Oana Stanciu, Claudiu Narcis, Luminița Codrescu, Mihaela Bulimar, Doina Ana Butman, Florentin Niculescu, Alina Dicu, Maria Gincu, Bălan, Oana Alexandra, Luciana Vram, Ștefan Rențea, Sorin Bucătariu, Vlad Ionescu, Gabriela Rențea, Petre Dima, Daniela Tănase, Ruxandra Goicea și Cristina Ivașcu. Felicitări! Bravo, da, voi cei 20 care veți merge pe 14... decembrie la Sala Palatului, la spectacolul... La Pala Salatului. La Pala Salatului, mi se pare corect. La super spectacolul Carmen Rock Version, un spectacol inedit, aș putea spune. Știi cum am putea să-i spunem lui Vicențiu? Hmm? Wikipedia. Wikipedia. Că le știe pe toate, da. Serios? Da, Wikipedia, da. Wikipedia. Știi ce mă gândesc eu acum, băieți? Mm-hmm. Pentru că am marea plăcere să intru în concediu de astăzi, într-o săptămână. Ah, m-am speriat. Mm-hmm. Ok, da. Așa. Înseamnă că mergi dator cu o bere mâine seara. Înseamnă că nu o să mai... Bă, eu sunt ție dator cu mine. Spune, spune. Înseamnă că nu mai vin la o altă tragere la sorți anul acesta. Automat înseamnă că Steaua să câștige. Mergi după meci. Mă, s-ar putea să le poarte noroc chestiunea asta. Absența lui Vicențiu din Bună dimineața București. Din Bună dimineața București o să-i poarte noroc să trebuie, le... Trebuie să căutăm sponsor. La primăvară. Nu trebuie să căutăm sponsor pentru premii să vină el să... Obligat. 9.27 de minute. Mulțumim, Vicențiu. Găsim lista câștigătorilor pe București.fm.ro. Fii atent. Când încep tu concediul săptămâna viitoare? Da. Să știi că pe 20... Pe 20 când are? Trebuie să joace în cupă. Am eu vin miercuri sau joi. Vineri vii să extragem... Iar pierde Steaua. Avem 3 abonamente la următorul sezon cu Steaua. Vai. Serios? Da. Serios? Vii, vine? Și mie îmi pică numărul 13. Mâine, marți 13, să te vezi mâine. Avem 3 abonamentele pe Ghencea sau avem 3 abonamente pe RATB? Că nu mai știu. Auzim Vente Paca pe mai departe, Ricky Martin și Maluma, Margaret Cool Me Down și Rihanna, A Child Is Born, o piesă de sezon. Bună dimineața! Răzvan și Bari joacă la dublu în Bună Dimineața București. BFM, cu puteri sporite.